Doamnelor, domnilor, bun găsit tuturor, sunteți la Prima News și începem ca de fiecare dată cu titlurile orei 12. Subiectul recalculării pensiilor este departe de a fi epuizat. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, le recomandă celor nemulțumiți de rezultatul recalculării pensiilor să se adreseze caselor teritoriale de pensii pentru verificări. I-a explicat cum cei în cauză pot face chiar ei verificarea deciziei de recalculare folosindu-se de cea mai recentă decizie de pensionare pe care o au și de datele privind vechimea în muncă. Mergem mai departe, chiar dacă nu a anunțat clar că va candida, președintele PSD pare a se pregăti de lupta pentru Palatul Cotroceni. Marcel Ciolacu a lansat platforma Program de Dezvoltare a Țării intitulată România Dorită. Platforma ar trebui să plece de la ideile venite de la oamenii obișnuiți. Este momentul ca prioritățile reale ale românilor să se reflecte în acest plan, pe baza căruia să administreze țara în următorii 4 ani. Cu cât vor fi mai multe mesaje și soluții, cu atât mai bun și legitim va fi acest plan pentru România, spune prim-ministrul. Luna august vine cu prețuri majorate la gaze pentru toți românii. Consumatorii de gaze urmează să achite de luna aceasta noile prețuri la gaze, care conțin tarifele de distribuție majorate cu peste 24%, așa cum au fost aprobate de ANRE pentru cel mai mare operator de distribuție gaze naturale din România, conform Asociației Energia Inteligentă. În ultimii 3 ani am avut o dublare a tarifului de distribuție pentru acest operator, ceea ce s-a reflectat și în prețul achitat de consumatorii finali. Rămânem în domeniul energiei. În cele 40 de lacuri de acumulare, coeficientul de umplere este de 76,7%, urmând să scadă la 75% la finele lunii august. Totodată, alimentarea cu apă este asigurată, anunță Administrația Națională Apele Române. Revine în prim plan dosarul hărțuirii studentelor de la SNSPA. La această oră au loc percheziții în mai multe spații aparținând SNSPA în dosarul deschis după acuzațiile lansate de mai multe studente la adresa sociologului Alfred Bulai, fost profesor la această instituție. Cercetările în acest dosar sunt continuate de către parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 pentru infracțiunile de folosire abuzivă a funcției în scop sexual și agresiune sexuală. Decizie drastică pentru Dacia Spring, odată cu hotărârea de a construi Renault Twingo electric, șefii producătorului auto francez Renault au decis, conform unor surse profit.ro, să treacă pe linie moartă proiectul unei noi generații Dacia Spring în Europa. Renault Twingo electric va fi asamblat în Slovenia. Spectacol și emoții la Convenția Națională Democrată din Chicago. Președintele Joe Biden a primit ovații când a urcat pe scenă. Liderul de la Casa Alba a fost prezentat de fiica sa, Ashley, care a vorbit după prima doamnă, Jill Biden. El a vorbit despre 4 ani de progres, despre violențele din America, dar și despre Donald Trump, pe care l-a numit ratat. Criminalitatea violentă a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, iar criminalitatea va continua să scadă atunci când vom pune un procuror în biroul Oval, în locul unui infractor condamnat. Și a continuat Biden atacul la adresa candidatului republican Donald Trump. Continuăm cu sport. Steaua și Reșița se înfruntă de la ora 19. Meciul va fi transmis în direct la Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. De asemenea, toate fazele importante din meci vor putea fi urmărite pe site-ul primasport.ro în format live video. La tenis, Jannik Sinner, numărul 1 mondial, s-a respectat statutul și a câștigat masterul de la Cincinnati. Italianul l-a învins în finală pe americanul Francis Tiafoe, locul 20 ATP, scor 7-6, 6-2. Ca de obicei, pe final încheiem cu informațiile despre vreme. Ei bine, cea mai mare parte a țării se află și astăzi sub incidența unui cod galben de caniculă. În plus, Bucureștiul și 15 județe din Muntenia, Dobrogea, Transilvania,
Maramureș și Moldova sunt sub cod portocaliu. Pentru județele Timiș și Arad a fost emisă o avertizare cod roșu de caniculă. Teme politice, doamnelor, domnilor, în această primă oră a dezbaterilor, plecând de la cazul care a șocat întreaga țară, de la Sfântul Pantelimon, Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală, și discuțiile de ieri de la guvern între ministrul sănătății Alexandru Rafila și premierul Marcel Ciolacu. După aceea discutăm și despre campania electorală și cum se creionează lupta electorală și cu câți bani își fac publicitate candidații pentru Palatul Cotroceni. O nouă investigație Snoop, de data aceasta la adresa Elenei Lasconi. Știți, celebrele panouri cu Elena Lasconi președinte au costat circa 1,5 milioane de euro. O să discutăm pe acest subiect în minutele următoare. Cu o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă, care are legătură mai degrabă cu primul subiect: cine a secretizat activitatea Corpului de Control al Ministrului Sănătății? Așteptăm părerile dumneavoastră. Pagina de Facebook Prima News și numărul de WhatsApp vă stau la dispoziție. După o scurtă pauză, revenim la dezbatere. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, și cum vă spuneam înainte de pauză, scandalul de la Sfântul Pantelimon rămâne pe tapetul publicațiilor și pe tapetul media, dar și în discuțiile de la guvern, după ce ieri ministrul sănătății, Alexandru Rafila, a fost chemat la guvern de către prim-ministrul Marcel Ciolacu, care să-i pună la dispoziție premierului actele, documentele corpului de control al ministrului. Spune Alexandru Rafila, o să citez pe scurt din principalele declarații: am venit să analizăm situația creată în urma incidentelor foarte serioase de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Spune că nu va demisiona. Nu este vorba despre demisia mea. Eu, când plec de la Ministerul Sănătății, vreau să las lucrurile în ordine pentru ca oamenii să aibă încredere în sistemul de sănătate din România. Și știți că în ultimele zile, atât noi jurnaliștii, cât și partidele, unele dintre ele aflate la putere, cum este cazul Liberalilor, sau partide de opoziție, i-au cerut Ministrului Sănătății să facă publice documentele activității Corpului de Control la Spitalul Sfântul Pantelimon. Și spune domnul Rafila că documentele care fac referire la activitățile Corpului de Control nu sunt destinate publicității și spune că de vină pentru acest lucru ar fi un ordin al celui care era ministru în 2021. Deci nu au nicio legătură cu mine acele ordine. Am încheiat citatul, asta spunea Alexandru Rafila. Și m-am uitat puțin pe istoricul ministrilor sănătății. Practic, în 2021, ministrii sănătății au fost Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Despre asta o să discutăm. Cine a secretizat aceste documente? Și l-avem alături de noi pe Nelu Tătaru din partea Partidului Național Liberal, căruia îi mulțumesc că a acceptat invitația. Mulțumesc și eu, bună ziua! Bun, și din partea USR, Diana Buzoianu, și pe parcursul acestei ore o să ni se alăture și Lucian Lungoș din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua! Bun, haideți să începem. Doamna Buzoianu, era Vlad Voiculescu sau Ioana Mihăilă, oricum era un minister deținut de USR la acea perioadă. Hai. Vă rog. Da. V-am trimis chiar acum ordinul 1756 pe 2022. Foarte important este 2022. Este ordinul care stabilește regulamentul de organizare și funcționare. Ordinul care a fost semnat de către domnul Rafila, puteți să-l puneți inclusiv dacă aveți pe ecran. Există un articol foarte frumos pe care domnul Rafila l-a semnat, într-adevăr că se asigură confidențialitatea acțiunilor de control. Da, deci domnul Rafila este cel care în 2022 a semnat cu mânuța dumnealui ordinul de funcționare, regulamentul de funcționare al propriului minister, în care, da, într-adevăr, secretizează rapoartele de control.
Dacă domnul Rafila habar n-are ce a semnat, poate că mai bine înainte să arunce din nou, că știu că e facil pentru PSD sau pentru PNL să vină să spună USR e de vină. Dar v-am trimis acum efectiv ordinul de ministru semnat de domnul Rafila, care spune exact că semnătura domnului Rafila practic clasifică rapoartele de control ale ministerului ca fiind informații secrete. Deci da, domnul Rafila mușamalizează cazul de la Pantelimon și da, domnul Rafila este cel care și-a dat propriul ordin să nu fie obligat să arate rapoartele corpurilor de control. Asta așa e, în 2022, de fapt din noiembrie 2021, dacă nu mă înșel, începutul lui 2022, a venit Alexandru Rafila. Păi nu, dar vă puteți uita pe ordinul pe care vi l-am trimis, că este chiar semnătura domnului Rafila pe acel ordin. Și dacă vreți, vă dau și articolul la care face referire că aceste rapoarte sunt secretizate. De acord. Domnule Tătaru, vă rog, cum vedeți? Fiecare ministru are o perioadă a lui în care conduce un minister, are o cruce de dus, dar are și o putere de decizie. Un ordin de ministru poate fi modificat sau poate fi schimbat în totalitate oricând de un alt ordin de ministru. Nu cred că asta trebuie să fie o explicație pe care să ne dea. Cert este că tărăgănarea și orice zi care trece în plus, sunt 5 luni de zile, nu face decât să întinde pata de pe sistemul medical românesc. Deci nu găsesc o problemă să modifici un ordin de ministru pentru fiecare ministru care vine și preia acel minister. Da, dar până una alta, domnul Rafila trebuie să-și dea demisia pentru că a mințit că, în primul rând, a mușamalizat cazul de la Pantelimon, dar în al doilea rând, minciunile pe care le face, inclusiv cu raportul respectiv, ba că nu a trimis oameni de specialitate, după aia ba că a trimis doctor, după aia ba că era totul ok acolo, după aia și-a dat seama că de fapt nu era totul ok acolo. Acum încearcă să dea vina pe USR că nu poate să publice raportul corpului de control când el singur a semnat ordinul prin care clasifică aceste rapoarte. Una peste alta se adună minciunile și, de fapt, din minciunile astea, sistemul sanitar este atacat pentru că lumea nu mai are încredere în el. Deci domnul Rafila trebuie să-și dea de urgență demisia. În orice stat normal și-ar fi dat până acum demisia un astfel de personaj. Domnule Tătaru, ați purtat discuții în coaliție. Bine, acum știu că n-au mai fost ședințe ale coaliției în ultima perioadă, dar niște canale de comunicare presupun că există. Care e atmosfera în guvern vis-a-vis de situația asta de la Sfântul Pantelimon? Fiecare partid își evaluează miniștrii. Demisia pe care o cere foarte multă lume este o decizie unilaterală pe care, dacă domnul ministru Rafila consideră că putea face mai mult și nu a făcut, poate să-și dea această demisie sau rămâne premierul Ciolacu, care poate efectiv în acest moment să remanieze un ministru. Deci nu este o problemă, mai ales că este un ministru al Partidului Social Democrat. Cred că aceste condiții în care discutăm la 5 luni de zile de la un eveniment, dacă exista un ordin sau nu exista un ordin, în condițiile în care procurorii reușesc anumite căi să aducă mai mult decât aduce corpul de control al Ministerului Sănătății, cred că este o mare problemă. Bun, dar știați despre un astfel de ordin sau existau astfel de documente când erați dumneavoastră în minister, domnule Tătaru? Nu existau astfel de documente. La mine a fost totul într-o perioadă destul de dificilă în care trebuia să fiu foarte transparent în condițiile în care era pandemie. Populația situația prin care treceam. De aceea, din punctul meu de vedere, cred că să cauți scuze într-un ordin de ministru cu 3 ani în urmă este o gravă eroare. Da, și dacă exista un astfel de ordin din 2021, cum spune domnul Rafila, n-ar fi putut ministru să schimbe acest ordin sau să vină cu un nou regulament, domnule Tătaru? Ați fost la minister. De asta se chema ordin de ministru, fiindcă îl dă un ministru. Orice ordin se poate modifica și se poate adapta. Orice ordin care se țin de corpul de control, de instituția sanitară, de stat, de noi reguli pe care le pui în aplicare, și le asumă ministru și de ordin de ministru. Da. Bun, vă mulțumesc, domnule. Vă rog. Zic, normal că domnul Rafila putea să schimbe acest ordin. Era chiar ordinul dumnealui pe care l-ar fi schimbat. Repet, este ordinul numărul 1756 pe 2022, este anexa numărul 5. La punctul 1 avem o literă O, exact, care face privire la clasificarea acestor informații din rapoartele corpurilor de control. Deci este practic un ordin al ministrului Rafila, care ar fi putut să fie schimbat într-o singură zi de domnul Rafila. Dar întrebarea este de ce a secretizat în primul rând aceste rapoarte.
Da. Bun, vă mulțumesc, domnule Tătaru, nu vă mai reținem. Știu că sunteți prins cu treabă, sunteți la spital. Vă mulțumesc mult de tot pentru interviu. Bun, să îi rog pe colegi să facă legătura și cu domnul Lungoci. Doamna Buzoianu, cum vă explicați atitudinea domnului Rafila? Domnul Rafila se agață acum de un scaun. În anii pe care i-a avut, a reușit să facă praf planul împotriva cancerului. A reușit să facă praf banii din PNRR, a tăiat peste 700 de milioane dați gratis României pentru a construi spitale. A blocat, vă amintiți că farmaciile ieșau anul trecut în stradă să spună că nu le sunt decontate medicamentele, că nu mai pot ei da medicamente decontate pentru că nu mai primesc de la furnizor, că nu-și pot plăti facturile. Vă amintiți scandalul cu blocarea posturilor din sănătate, care tot așa a fost girată inclusiv de către Ministerul Sănătății. Deci a fost un minister care a creat haos după haos. Nu știu din ce motiv a fost tot timpul protejat domnul Rafila, s-a creat acest scut în jurul domnului Rafila, ceea ce probabil că i-a creat iluzia domnului Rafila că poate să facă absolut orice dezastru în sistemul ăsta, că nimeni nu o să-i ceară vreodată demisia. E bine, iată că suntem totuși niște sute de mii de români care considerăm, poate chiar milioane care considerăm, uitându-ne la tragedia aceasta de la Pantelimon, că a ajuns, gata, deci nu se mai poate, s-a ajuns cu toată această nebunie. Avem nevoie de un ministru care să își asume niște responsabilități, un ministru care în cazul în care mor 20 de oameni în două zile într-un spital, da, să ia niște măsuri concrete, nu să încerce să mușamalizeze un caz. De acord, vreau să-l salut și pe domnul Lungoci, domnul Lucian Lungoci de la Partidul Social Democrat și să-i mulțumesc că a acceptat invitația. Domnule Lungoci, spunea Alexandru Rafila ieri, după discuțiile de la guvern, că nu pot fi date publicității documentele despre activitatea corpului de control, știți, acele rapoarte care au fost cerute cu insistență și de noi, de presă și de opoziție, chiar și de liberali au fost cerute să se facă publice aceste documente și spunea ieri domnul Rafila că un ministru din 2021, adică o perioadă care n-avea legătură cu domnia sa, a semnat un ordin care practic secretizează această activitate. Însă, dacă ne uităm pe ordinul 1756 pe 2022, e un regulament de organizare și funcționare, este ordinul la care se referă domnul Rafila, a fost semnat chiar de domnia sa. Am înțeles întrebarea, adică bănuiesc întrebarea de ce nu prezintă public acel raport. Da. Eu am toată convingerea, speranța și convingerea că ancheta, controlul demarat de grupul de control al premierului, care se desfășoară zilele acestea, va face lumină în acest caz și în ceea ce privește secretizarea sau desecretizarea sau prezentarea publică a ordinului de deplasare a corpului de control al Ministerului Sănătății la Spitalul Sfântul Pantelimon. Am convingerea că invitarea corpului de control al premierului va face lumină în această privință. Bun, dar și dacă ar fi existat un astfel de ordin, ce l-ar fi oprit pe domnul Rafila să modifice acest ordin? Fiind șeful instituției pe care o reprezintă, șeful Ministerului Sănătății. Ei, doamne, acum, dacă punem problema așa, înseamnă că poate fi modificată orice hârtie în orice zi. Adică, păi nu, dar stați puțin. Problema respectivă să se modifice ordinul de 7 ori. Păi nu, dar stați puțin, domnule Lungoci, că dacă ne uităm pe istorie, guvernul are un istoric de a modifica astfel de acte. Uitați-vă la procentul ăla din PIB dat pentru educație din 2011, care n-a fost respectat în niciun an. Adică există niște derogări, niște modificări, niște amânări și așa mai departe. De ce n-ar fi putut să modifice și acest ordin, domnul Rafila? Domnul Andrei, tot respect, adică faceți o comparație, procentul acela stabilit prin lege, bugetul pentru educație ca pontere în bugetul național sau în PIB, nu l-a modificat nimeni. Asta nu l-a respectat niciun guvern, dar nu a modificat nimeni procentul de 6%. Nu l-a modificat nimeni. Aș vrea
Vă rog, doamnă. Vreau doar să menționez un singur lucru. Deci, noi vorbim aici de un ordin al unui ministru care era, adică raportul corpului de control este deja în dezbatere publică și cumva el a fost cerut de-a lungul timpului de vreo 4 luni de zile. Deci nu vorbim de o decizie pe care domnul Rafila ar trebui să o ia de pe o zi pe alta. A avut 4 luni de zile în care să modifice ordinul semnat tot de dumnealui prin care practic secretizează rapoartele corpului de control. Dar eu sunt și avocat la bază și mă uit, de exemplu, pe monitorul oficial în fiecare zi. Legat de ideea că nu pot să modifici ordine în fiecare zi, vă invit pe absolut toți participanții, telespectatorii de la această emisiune, să vă intrați pe emonitor.ro și să vedeți câte zeci de ordine sunt date uneori pe săptămână de către minister, adică în fiecare săptămână curg ordinele care modifică alte ordine sau care aduc noi reglementări. Deci iluzia aceasta că nu se putea da acest ordin sau că sunt prea multe ordine care se dau, păi de ce nu se dau când e chiar nevoie de ele? Iată, acum în cazul acesta... Nu, dar n-avea ce să modifice. Stați puțin, că n-avea ce să modifice, pentru că domnul ministru, când a preluat Ministerul Sănătății în 2022, a venit cu propriul ordin privind regulamentul de organizare și de funcționare a Ministerului Sănătății. Adică a preluat ministerul și l-a organizat așa cum a considerat că este necesar. Și în acest ordin apare... Precizând informații. Exact, domnule Lungoci. Păi spuneți-mi întrebarea. Păi asta zic, practic nu avea domnul Rafila ce ordin să modifice. Deci nu prea stă în picioare argumentul că nu putem modifica un ordin. Domnul Rafila, când asta a zis ieri, că în 2021 a fost dat un ordin de ministru. Am ascultat interviul, da. Așa. Și că de aceea nu poate să dea publicității documentele respective. Când colo, ce să vezi, în 2022, când a preluat Ministerul Sănătății, și a venit cu propriul regulament și propria organizare. Domnul Gheorghe, cu acel ordin din 2021 sau fără el, care, nu știu, secretizează sau interzice să se fie dat publicității ordinul de ministru, eu vă spun că demersul făcut de premierul României, de acest lucru, de a trimite corpul de control al guvernului tocmai la minister, tocmai pentru a verifica aceste aspecte, aceste aspecte de circuit a documentelor și de prezentare sau neprezentare, de comunicare sau necomunicare. Că nu verifică altceva corpul de control al premierului, nu verifică actul medical. Verifică partea aceasta administrativă a documentelor din instituție, din minister. De ce a durat atâta? O singură mențiune. Nu este adevărat. Deci corpul de control a avut în cadrul corpului, în cadrul echipei, un doctor care putea să se uite pe calitatea respectivelor servicii medicale. Domnul Lungoș se referea la corpul de control al premierului, nu al Ministerului Sănătății. Care desfășoară în acest moment o verificare. Corpul de control al premierului. Cu siguranță va prezenta și acel ordin. Suntem în acest scandal public pentru că un corp de control în care toată țara a avut încredere pare că mai degrabă am ușamalizat un caz. În loc de un alt corp de control care nu știm cum va acționa, eu aș prefera să văd transparent raportul și ordinul. Cred că toată lumea vrea asta. Da. Mă uitam, dar totuși de ce a durat atâta timp? Că Marcel Ciolacu încă de 2 săptămâni de când a reizbucnit scandalul ăsta i-a cerut niște lucruri lui Alexandru Rafila și abia ieri s-au întâlnit. Bine, s-au mai întâlnit în ședințe de guvern, dar ieri a fost o întâlnire pe tema asta. Păi și vreți să vă spun de ce s-au întâlnit mai devreme? De ce a durat atât? Și n-am de unde să știu de ce a durat. Păi nu sunteți la guvernare? Nu sunt la minister, nu sunt eu nici la minister. Sănătății, nici la... Nu, dar reprezentați Partidul Social Democrat, care are și Ministrul Sănătății și Premierul în momentul de față. Pentru că din punctul meu de vedere, a lăsat să curgă ancheta și organele de cercetare până să-și facă treaba. Pe partea cealaltă, dacă lucrurile nu funcționează, repet, administrativ, în zona aceasta de documente, de prezentare a ordinilor, a intervenit tocmai pentru a face lumina în această problemă. Bun. Haideți să schimbăm subiectul și o să urmărim în continuare ce se discută și ce declarații sunt pe tema aceasta. În cazul în care apare ceva, o să revenim.
O nouă investigație SNUP arată cum sunt investiți banii publici în perioada campaniei electorale sau în perioada de pre-campanie electorală sau cum sunt promovați candidații pentru viitoarele alegeri. De data aceasta USR este vizat de această investigație și mai exact panourile cu Elena Lasconi președinte. Peste 1,5 milioane de euro din bani publici doar pentru panourile cu Elena Lasconi. Cam asta e suma băgată de USR în această campanie. După aceea apar niște informații și despre firma cu care lucrează USR. Elena Lasconi l-a angajat pe americanul care i-a făcut campanie lui Ion Iliescu când acesta a pierdut alegerile în fața lui Emil Constantinescu. Toate aceste lucruri sunt luate din această investigație SNUP. Doamna Buzoianu, 1,5 milioane de euro. Da, noi avem în momentul de față 600 de panouri pentru care a fost suma aceasta include realizarea graficii, toate printurile făcute, distribuția și inclusiv panoul efectiv. Deci eu cred că este un preț, mă rog, nu o să intru acum eu tehnic, dar este un preț mult sub ceea ce s-a întâmplat la PNL. Plus că eu înțeleg ideea, noi am fost transparenți de la bun început și am zis aceste cheltuieli. Siglele noastre sunt peste tot puse pe aceste panouri. Noi nu am făcut o campanie mascată în timpul campaniei, când nu aveam voie să folosim panouri cum au făcut cei de la PNL. Ne-am asumat legal o campanie pentru candidatul nostru, peste tot este sigla noastră, este transparent că este o campanie politică și auziți, este făcută. Cum ați ajuns la firma aceasta, doamna Buzoianu? Pentru că mă uit acum, deci o firmă de consultanță americană care a mai lucrat pentru campanii pierdute în SUA, o campanie pierdută de Mitt Romney la vremea respectivă, campanie pierdută în Rusia de fostul lider sovietic Boris Yeltsin, și în România de Ion Iliescu, pierdută tot așa în fața lui Emil Constantinescu. Practic singura dată în istoria democratică a României când un președinte în funcție n-a mai obținut încă un mandat. Eu nu fac parte din Biroul Național, nu știu ce discuții au fost acolo. Înțeleg că acel articol, partea a doua, cu referire la contractul cu consultanții, este pe surse. Înțeleg că nu a fost încă semnat niciun contract, dar mai mult de atât nu vă pot spune. Adică nu pot să confirm sau să infirm acele informații. Nu am acces la aceste informații. Ce știu este că public noi am ieșit deja și am spus că nu avem un contract semnat încă cu un consultant. Da. Domnule Lungoci, cum vedeți suma asta? 1,5 milioane de euro pentru panouri publicitare. Dacă așa consideră cei de la USR, trebuie să-și facă campania, a început perioada de pre-campanie, este treaba lor câți bani cheltuie atât cât le permite legea, în practic prevăzut de lege, și e treaba lor ce firmă au ales să-și facă campania. Oricum este o sumă mult mai mică decât cea utilizată de Smuciucă pe panouri. Încă din perioada de campanie de la locale și europarlamentare, dacă mi-aduc bine aminte, când în acea perioadă promova o carte, acum în perioada asta când cartea nu a ieșit, cei de la PNL spun că de fapt promovează un slogan, cert e că după ultimele calcule s-au cheltuit peste 2,5 milioane de euro pentru a ține pe domnul Ciucă pe panouri în toată țara. Au ajuns și subiecte glume, știți foarte bine ce distanță, cât mai am până la Cluj, 17 ciuci. Cartea n-a ieșit. De data aceasta avem o problemă de legalitate. Nu mai vorbesc de cuantum sumei care deja, nu știu, depășește, dar mă uitam și citeam un articol săptămâna trecută, domnul Ciucă și PNL a cheltuit pentru promovarea imaginii, acum nu mai știu, a candidatului, a cărții, a sloganului penelist, nu mai știu ce promovează ei, oricum au cheltuit de acele panouri mai mult decât au primit olimpicii români premii pentru performanțele obținute la Jocurile Olimpice. Au cheltuit pentru acea carte de 8 ori mai mult decât se cheltuie în România într-un an pentru promovarea cărților. Și cartea nu mai vine. Acum, dacă discutăm de sume, repet, este mult mai mică decât
cea de la USR este mult mai mică decât cea consumată de PNL până acum și nu știm exact pentru ce. Dar Partidul Social Democrat cât cheltuie, domnule Lungoci? Partidul Social Democrat se înceapă perioada de pre-campanie după data de 24 august, când vom avea congresul și vom determina candidatul la funcția de președinte. De pe data de 24 august intrăm și noi în pre-campanie, în promovare și material de pre-campanie, după care cheltuielile de campanie electorale, toate în pragurile prevăzute de legislația electorală din România. Pe 24 și anunță candidatura Marcel Ciolacu? Evident că da. Adică rămâne Marcel Ciolacu? Evident. Atunci va primi votul din partea delegaților la congresul PSD. Cu siguranță anunțul cred că va fi cu o zi sau după mai devreme. Deci nu ne așteptăm la surprize sau, nu știu, la alt candidat? Din partea noastră nu vă fac o preță aștepta la surprize să avem alt candidat. Eu aștept cu deosebit interes și luna septembrie să văd desemnarea candidatului la PNL și bănuiesc că o să revedem așa un episod cu Dragă Stolo. O să revedem ce? Un episod cu Dragă Stolo. Ah. Bun. A făcut o platformă, domnul Ciolacu, România Dorită. Despre ce e vorba? O platformă în care orice cetățean, orice român din România sau din diaspora își poate scrie și poate exprima opinia, părerea despre cum își dorește să arate România, despre care fi prioritățile de investiții, despre care ar fi prioritățile unei guvernări pentru următorii 4 ani de zile. Este foarte important ca clasa politică, guvernanță, să fie într-un dialog permanent cu cetățenii și programele de guvernare să fie emanate din dorințele oamenilor. Păi da, dar românii zic de 2 ani de zile, domnule Lungoș, că nu mai au bani să-și facă cumpărături, pensionarii nu au bani să-și mai cumpere medicamente, s-au scumpit și se scumpesc de la o lună la alta și cu 24% unele medicamente. Până acum ce am făcut? Dacă discutăm de lucruri, asta una din preocupările din momentul când trăiesc Partidul Social Democrat la guvernare a fost creșterea puterii de cumpărare a populației. Cum? Prin creșterea salariului minim pe economie, prin creșterea veniturilor. Și uitați-vă că am adoptat directiva europeană privind salariul minim european, creându-se astfel un mecanism de indexare, de majorare a salariului minim cu salariul mediu. Pe niște reguli foarte clare, nu la pixul, la dorința sau nedorința cuiva aflat la guvernare premelii. Păi da, dar știți că toate măsurile astea au pus și mai multă presiune pe inflație. Cu cât cresc salariile și pensiile și toate lucrurile acestea, crește și inflația. Nu mai bine scădea inflația și așa aveau și românii putere mai mare de cumpărare. Dacă merg pe raționamentul dumneavoastră, ce ar fi trebuit? Să scădem, să tăiem salariile și pensiile așa? Nu, să scădeți inflația. Ca să puneți inflația, nu. Nu, să scadă inflația, să scadă inflația. Mișcăm și luăm măsuri pentru creșterea puterii de cumpărare, pentru creșterea veniturilor populației. Discutăm de salarii, discutăm de pensii. Uitați-vă că în 1 septembrie, luna septembrie, vor veni pensiile recalculate. Sunt 3,8 milioane de pensii, de pensionari în România, care vor primi mai mulți bani. Pe medie, această recalculare a pensiilor aduce o creștere pe medie de 26,6%. Dacă mai adăugăm și 13,8% indexarea de la începutul anului, uitați-vă că numai în zona de pensii, pe medie, avem o creștere de 45% anul de acord. Mult mai mare decât rata inflației. Dar lăsați rata inflației, că rata inflației e un indicator care arată mai degrabă ritmul în care cresc prețurile, doar că ne uităm pe componentele inflației și dacă luăm fiecare component în parte, cu cât s-au scumpit alimentele, cu cât s-au scumpit medicamentele, cu cât s-au scumpit, nu știu, serviciile, cu cât s-a scumpit benzina, motorina, după ce au fost majorate accizele sau introduse noi accize, o să vedeți că nu acoperă absolut deloc creșterea asta a pensiilor.
Păi de ce? Dacă avem obiectele pe medii de 40%... Așa. Și dacă doar medicamentele s-au scumpit cu 24%, la care se mai adaugă, nu știu, zahărul cu vreo 30%, produsele de curățenie cu vreo 30%... Domnul Andrei Gheorghe, măsurile de parte de a crește veniturile populației sunt tocmai acelea de a crește puterea de cumpărare, de a face față creșterii inflației. Asta și-a propus Partidul Social Democrat în momentul când a ieșit la guvernare, asta a realizat. Mm-hmm. Da, vă rog, doamna Buzoianu, dacă vreți să interveniți. Da, câteva aspecte legat de creșterea pensiilor. Este foarte clar astăzi, din cifre oficiale, că 800.000 de pensionari care au fost mințiți sau, mă rog, manipulați să creadă că vor avea pensiile crescute, se vor trezi cu pensii chiar scăzute, înghețate pentru ani de zile până se va ajunge cu creșterile pensiilor la pragul la care sunt ei astăzi de acum. De asemenea, este foarte clar pe absolut orice dată oficială a INS-ului că toate prețurile și tot coșul de consum minim a crescut pentru locuitorii din această țară. Drept urmare, ideea că oamenii o duc mai bine astăzi pentru că au niște salarii mai mari nu este reală. Adică astăzi putem să întrebăm pe oameni pe stradă dacă își pot permite la fel de multe lucruri. O să fiți șocați, o să aflați că majoritatea dintre oameni o să vă zică că ei de fapt își pot permite mult mai puțin decât își permiteau acum 2-3 ani. Legat de programul de politici publice, eu cred că un partid care a fost la guvernare în ultimii 3 ani de zile, de fapt o alianță PSD-PNL, care au fost la guvernare 3 ani de zile și au un program de guvernare pe care, dacă ne uităm, 90% din el nu este îndeplinit astăzi, este cumva amuzant și trist în același timp să se întoarcă către români să spună voi ce vă doriți de la România. Au avut un program, vă reamintesc, un program pe care au avut toate instrumentele necesare să-l pună în aplicare. Ce facem acum? Scriem iar un program doar pe hârtie în care ne prefacem că totul este roșu și după aia nu ne ținem de el? Și noi o să avem un program, să știți, dar în spatele programului nostru, programul de la USR, vor fi acțiuni concrete pe care noi le-am întreprins în ultimii ani de zile, proiecte și programe pe care noi le-am susținut în ultimii ani de zile, deci vom avea și un istoric întreg de fapte care să susțină acel program. Când ai fost la guvernare 3 ani de zile, nu poți să-ți susții programul doar pe cuvinte. Trebuie să vii și cu niște măsuri concrete pe care le-ai luat în vederea acelor obiective. Păi ai enumerat, domnul Lungoț. Doamna Buzoianu, noi am luat foarte multe măsuri. Discutam de pensii. Mă aduc aminte că ați făcut parte din guvernul Câțu, care în 2021 nu a crescut punctul de pensie în România. Dar noi în 2021 nu aveam creșterile pe care le avem acum și n-am crescut taxele de 3 ori. Adică trebuie să recunoașteți că contextul în 2020... Guvernul Câțu, da. Degeaba ați făcut asta dacă ați crescut de 3 ori taxele într-un singur an și de fapt ați cocoșat tot mediul privat și de fapt nimeni nu mai poate să supraviețuiască anul acesta. Ca făcând parte din guvernul care nu, în anul 2021 nu a dat niciun leu în plus. În 2021 nu s-au crescut de 3 ori taxele. În 2021 nu au fost rate record de firme care au dat faliment. În 2021 oamenii nu se plângeau că nu își pot plăti alimentele de bază și medicamentele. Cred că dumneavoastră nu înțelegeți că astăzi românii suferă și nu vă asumați responsabilitatea că suferă din cauza dumneavoastră. Bun. Doamna Bucană, să înțeleg că în 2021 pensionarii din România nu au avut nevoie de nicio creștere. Ați considerat dumneavoastră că le ajunge și că se descurcă și să rămână așa. Guvernul Boc a mai pus celălalt guvern care nu a mărit pensiile, va se gândea să le și taie, noroc, i-a oprit curtea constituțională. Da. Domnule Lungoci, veți bloca și veți îngheța creșterile de pentru pensii pentru 800.000 de pensionari pentru ani de zile de acum încolo. Despre ce vorbim? Veți avea 800.000 de pensionari care se vor trezi cu pensii în minus și care de fapt vor avea blocat la nivelul pensiilor de acum poate și 10 ani de zile. Bun, de acum nu mai avem timp. Dumneavoastră nu doar că nu ați crescut pensiile pentru ăștia 800.000 de oameni. Vă rog, 10 secunde. Pentru ei 10 ani de zile de acum încolo. Nici o pensie nu poate să scadă. Nu se putea elimina. Da, dar veți îngheța pensiile poate și 10 ani de zile. Sunt astăzi pensionari care nu vor mai avea nicio creștere de pensie 10 ani de zile de acum încolo. Mulți vor muri. Bun, nu mai avem timp. Vă mulțumesc, domnule Lungoș, doamna Buzoianu. Îi mulțumesc și lui Nelu Tătaru, care a fost la începutul acestei ore. Pauză, ne întoarcem.
Știrilor, titlurile orei 13. Subiectul recalculării pensiilor este departe de a fi epuizat. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, le recomandă celor nemulțumiți de rezultatul recalculării să se adreseze caselor teritoriale de pensii pentru verificări. Ea explica cum cei în cauză pot face chiar ei verificarea deciziei de recalculare folosindu-se de cea mai recentă decizie de pensionare pe care o au și de datele privind vechimea în muncă. Mergem mai departe, chiar dacă nu a anunțat clar că va candida, președintele PSD pare a se pregăti de lupta pentru Cotroceni. Marcel Ciolacu a lansat platforma Program de Dezvoltare a Țării intitulată România Dorită. Platforma ar trebui să plece de la ideile venite de la oamenii obișnuiți. Este momentul ca prioritățile reale ale românilor să se reflecte în acest plan, pe baza căruia să se administreze țara în următorii 4 ani. Cu cât vor fi mai multe mesaje și soluții, cu atât mai bun și legitim va fi acest plan pentru România, spune prim-ministrul. Mergem mai departe, luna august vine cu prețuri majorate la gaze pentru toți românii. Consumatorii de gaze urmează să achite de luna aceasta noile prețuri la gaze conform noilor tarife de distribuție, majorate cu peste 24%, așa cum au fost aprobate de ANRE pentru cel mai mare operator de distribuție gaze naturale din România, conform Asociației Energia Inteligentă. În ultimii 3 ani am avut o dublare a tarifului de distribuție pentru acest operator, ceea ce s-a reflectat și în prețul achitat de consumatorii finali. Rămânem în domeniul energiei. Piața spot de energie din România, pe care se tranzacționează o cantitate echivalentă cu circa 40% din consumul intern, a fost de departe cea mai scumpă din Uniunea Europeană în trimestrul al treilea din 2024. Prețul mediu al energiei tranzacționate pe platforma operată de Opcom este de circa 136 de euro pe megawattoră, vorbind despre un tarif de aproape 3 ori mai ridicat decât cel înregistrat în Franța, relevă analiza profit.ro. Mai mult, producția internă de energie primară a scăzut cu 5,6% la 8,5 milioane tone echivalent petrol, iar importul a crescut cu 0,5%. Revinem prin plan dosarul hărțuirii studentelor de la SNSPA. La această oră au loc percheziții în mai multe spații aparținând SNSPA, în dosarul deschis după acuzațiile lansate de mai multe studente la adresa sociologului Alfred Bulai, fost profesor la această instituție. Cercetările în acest dosar sunt continuate de către parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 pentru infracțiunile de folosire abuzivă a funcției în scop sexual și agresiune sexuală. Spectacol și emoții la Convenția Națională Democrată din Chicago. Președintele Joe Biden a primit ovații când a urcat pe scenă. Liderul de la Casa Albă a fost prezentat de fiica sa, Ashley, care a vorbit după prima doamnă, Jill Biden. El a vorbit despre 4 ani de progres, despre violențele în America, dar și despre Donald Trump, pe care l-a numit ratat. Criminalitatea violentă a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, iar criminalitatea va continua să scadă atunci când vom pune un procuror în biroul oval în locul unui infractor condamnat, și a continuat Biden atacul la candidatul republicanilor Donald Trump. Mergem mai departe, rămânem la lupta pentru Casa Albă. Fostul președinte american Donald Trump a declarat că este gata să-și ofere un post ministerial sau un rol consultativ lui Elon Musk dacă va câștiga alegerile prezidențiale. Cu toate acestea, candidatul republicanilor nu a precizat ce portofoliu ar vedea potrivit pentru miliardar. Continuăm cu sport. Steaua și Reșița se înfruntă de la ora 19. Meciul va fi transmis în direct la Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. De asemenea, toate fazele importante din meci vor putea fi urmărite pe site-ul primasport.ro în format live video. La tenis, Jannik Sinner, numărul 1 mondial, și-a respectat statutul și a câștigat masterul de la Cincinnati. Italianul l-a învins în finală pe americanul Francis Tiafoe, locul 20 ATP, scor 7-6, 6-2. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Cea mai mare parte a țării se află și astăzi sub incidența unui cod galben de caniculă. În plus, Bucureștiul și 14 județe din Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Maramureș și Moldova sunt sub cod portocaliu. Pentru județele Bihor și Arad a fost emis o avertizare cod roșu de caniculă.
Doamnelor, domnilor, discutăm în minutele următoare despre planul economic al Kamalei Harris și despre convenția democrată de la Chicago. O întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. Cum vor evolua relațiile SUA-UE în funcție de cine va câștiga alegerile? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră. După o scurtă pauză, revenim la dezbatere. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, și îl avem alături de noi pe Ștefan Popescu, istoric și analiză politică externă. Îi mulțumesc că a acceptat invitația. Bine v-am găsit la Prima News. Bine v-am regăsit și eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Popescu, e o perioadă importantă în Statele Unite ale Americii. Mulți analiști îl descriu ca cel mai important an electoral din istoria Statelor Unite ale Americii, pentru că poate da un trend și pentru restul evenimentelor care sunt în desfășurare în întreaga lume. E și o luptă de ideologie, o luptă de clase. Și ne uităm cum se creionează lupta asta electorală a celor doi candidați pentru cel mai important fotoliu din lume, cea mai puternică persoană din lume, nu? Cum este denumit președintele american. Și bineînțeles, se înscriu diferite idei, diferite programe. În ultimele zile am observat un atac la adresa Kamalei Harris, care vineri a lansat un plan economic, era să zic plan de pace, dacă tot am discutat săptămâna aceasta și săptămâna trecută de războaie, un plan economic pentru Statele Unite ale Americii, criticat inclusiv de media tradițional democrată din Statele Unite, cu atacuri destul de dure la adresa Kamalei Harris, spunând că ar fi un plan inspirat chiar din Uniunea Sovietică sau un plan mai degrabă de Venezuela decât de Statele Unite ale Americii. În primul rând, cum vedeți taberele care se creionează în momentul de față și cum arată lupta până în momentul în care vorbim? Lupta arată, în ciuda celor ce se mai spune pe la noi, destul de echilibrată. Adică sigur că cifrele acum ne iau ochii, cele cu privire la evoluția, dinamica doamnei Kamala Harris. Însă, cred că ea beneficiază încă de luna de miere. Luna de miere care a început în momentul în care președintele în exercițiu Biden a renunțat la candidatură și acest moment de oficializare a învestirii sale în calitate de candidat al Partidului Democrat la alegerile prezidențiale. De ce lună de miere? Presa, în general, mainstream este pro-democrată, Partidul Democrat, establishmentul democrat, militanții, alegătorii, marii donatori, întrevăd o speranță, pentru că ei credeau sigur că vor pierde, mai ales după atentatul eșuat împotriva lui Donald Trump, dar în afară de acestea, trebuie ca această dinamică să fie confirmată în următoarele săptămâni. Lupta va fi strânsă, campania va fi foarte scurtă, numai 11 săptămâni, ceea ce este puțin, de unde și acest program foarte generos, cu măsuri populiste, prezentat de Kamala Harris, nerealist, dacă vreți, pentru că sunt diverse organizații care analizează aceste programe electorale, cum este Comitetul pentru un Buget Federal Responsabil, este un centru de analiză politică bipartizan, care estimează că această generozitate fiscală din programul Kamalei Harris ar costa 1700 de miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani, care ar depăși practic cele două mandate ale doamnei Harris.
Deci faptul că este atât de generoasă știind că tot timpul ridicarea plafonului datoriei Statelor Unite ale Americii a provocat o criză între Casa Albă și Congres, între Casa Albă și Rezerva Federală, arată că bătălia nu este câștigată în ciuda tonului optimist al democraților și al doamnei Harris. Da. Cum a ajuns discursul politic în Statele Unite? Adică ne-am fi așteptat de la cea mai mare democrație a lumii, nu? Să, și cea mai consolidată democrație, să fie discursurile poate la un alt nivel. În schimb, noi vedem din partea lui Donald Trump niște atacuri destul de agresive la adresa Kamalei Harris despre IQ, despre inteligență și așa mai departe. De partea cealaltă, democrații îl numesc ratat, infractor. A murit dezbaterea pe proiecte, pe politică internă, pe proiecte interne, pe proiecte externe și așa mai departe? Aveți dreptate că ați punctat ambele probleme ale ambelor tabere, pentru că doamna Harris refuză să organizeze conferințe de presă. Luările sale de poziție sunt numai în cadrul meetingurilor, unde, bineînțeles, citește un discurs. Da, ați văzut că și la faimoasa dezbatere din 27 iunie dintre Biden și Trump, postul CNN a renunțat să mai introducă acel serviciu de verificare în timp real a afirmațiilor celor doi candidați. Practic, adevărul nu mai contează, ambele tabere trăiesc în propriul adevăr, tabăra republicană, respectiv tabăra democrată. Este într-adevăr o luptă cu culori, accente existențiale, având în vedere importanța tematicilor identitare, de luptă împotriva de ciocnirea civilizațiilor, pentru că Trump, ați văzut, este expresia erodării și îngrijorării ca urmare acestei erodări a poziției grupului de sorginte europeană din Statele Unite ale Americii, care încă reprezintă 72% dintre votanți, pe când Kamala Harris este expresia acestei Americi multirasiale, metise. Și atunci, bineînțeles, dezbaterea pe argumente nu mai are auditori sau aceștia nu mai constituie o masă critică. Da. Să ne întoarcem puțin la planul economic al Kamalei Harris. Cui se adresează? Cărui tip de electorat? Claselor populare și clasei mijlocii. Pentru că aceste două categorii au fost puternic afectate de criza economică și mai ales de anumite efecte care s-au simțit în timpul președinției administrației Biden-Harris. Acel moment traumatizant care a fost inflația care a depășit ușor 10% în 2022 și care s-a manifestat cu violență și afectând puterea de cumpărare a acestor categorii sociale. Să ne aducem aminte că în timpul lui Donald Trump inflația era undeva la ușor peste 3%, ea a scăzut destul de lent 8% în 2023 pentru a ajunge la 5% astăzi. Puterea de cumpărare care a crescut prea puțin, numai 2,5% în acești ultimi 3 ani și jumătate, în timpul lui Trump a crescut cu 26%, pentru că măsurile de relansare economică adoptate de administrația Biden-Harris au avut un cost. Gândiți-vă la Inflation Reduction Act, acest mega proiect de investiții care a trebuit, desigur, să găsească anumite resurse. Acestea s-au făcut, bineînțeles, cu creșterea taxelor, a impozitelor,
Ori măsurile acestea pe care doamna Harris le propune de control, plafonarea prețurilor, de pildă, o măsură de negândit în condițiile economiei americane, care se bazează tocmai pe o competiție dusă la extrem, nu va face decât să îi întoarcă împotrivă mediile economice care rămân în marea lor majoritate pro-trumpiste, pro-republicane. Administrația Trump a avut dimpotrivă o altă abordare, aceea de scădere puternică a taxelor, a impozitelor, ceea ce a relansat puterea de cumpărare. Da. Cum ar arăta relațiile externe ale Americii în eventualitatea unui mandat al Kamalei Harris, dar în eventualitatea unui al doilea mandat al lui Donald Trump? Fie relațiile cu Uniunea Europeană, iată, în condițiile în care deja vedem niște planuri interne de economice. Nu mă aștept la mari diferențe din acest punct de vedere. Cred că și o administrație, o nouă administrație democrată va tempera ajutorul pentru Ucraina. Vedeți foarte bine că deja rușii și ucrainienii negociază, ceea ce înseamnă că Ucraina simte dureros această pastilă amară a limitelor ajutorului occidental și în special american. Faptul că ministrul de externe ucrainean Kuleba s-a dus la Beijing, faptul că premierul indian Narendra Modi va vizita Kievul, asta arată clar că ucrainienii simt că, indiferent ce se va întâmpla pe 5 noiembrie, rezultatul alegerilor americane, lucrurile se vor schimba fundamental pentru ei și trebuie să ia o decizie dureroasă, dar trebuie să o ia. Un Donald Trump revenit la Casa Albă nu va scoate America din NATO. Donald Trump este un pragmatic, se uită foarte clar la faptul că 70% din comenzile de armament din Uniunea Europeană merg spre industria americană, finanțând cercetarea, creând locuri de muncă, extinzând liniile de montaj ale industriei militare americane, iar o președinție Kamala Harris va acorda, la fel ca și Trump, atenție tot mai mare pivotării spre Indo-Pacific și competiției cu China. Fără îndoială că ambele președinții, pentru că Trump a fost un continuator al lui Obama, Biden a fost din acest punct de vedere un continuator al lui Trump, relațiile cu Uniunea Europeană se vor face pe o bază pragmatică. Ați văzut că, în ciuda unui stil mult mai dulce în raport cu europenii, administrația Biden și-a văzut propriile interese prin adoptarea Inflation Reduction Act, care a stimulat puternic industria americană, ceea ce a determinat ca multe proiecte de investiții în industria europeană să fie revizuite și să fie mutate dincolo de ocean, spre nemulțumirea europenilor care au amenințat cu contramăsuri. Orice administrație americană, că este democrată sau republicană, are ca punct, ca deviză, dacă vreți, America first, mai întâi America. Da. Revenind la bătălia internă, a fost un discurs al lui Joe Biden ieri, ovaționat de către publicul democrat la Chicago, odată cu convenția democrată. Ne așteptăm la surprize de acolo? Nu, la absolut nicio surpriză. Dimpotrivă, tot establishmentul democrat, susținătorii Partidului Democrat, se raliază în spatele Kamalei Harris. Numai că există aici o nuanță importantă, pentru că ați văzut că în marja acestei reuniuni feerice, dacă vreți, așa cum este și la Republican Convenția, au existat contestatari proveniți din aripa stângă a Partidului Democrat, care au
acuzat administrația Biden-Harris de a fi prea pro-israeliană. Marea problemă a Kamalei Harris este alegerea colegului de candidatură pentru poziția de vicepreședinte, Tim Walz. Este un personaj într-adevăr care exprimă visul american, plecat ca și Vance, colegul de candidatură a lui Trump, de jos, din America profundă, și care s-a realizat prin forțe proprii, care și-a servit țara în cadrul forțelor armate și a ajuns până la poziții, până au ajuns la poziții eminente, acesta de guvernator, respectiv Vance de senator. Însă Tim Walz are o mare problemă. Problema lui se cheamă statul din care provine, Minnesota, un stat care se află deja în buzunarul Partidului Democrat de mai mult timp, un stat care nu este un stat cheie cu rol determinant în alegerea președintelui. Dacă n-ar fi existat criza din Gaza, fără îndoială alegerea Kamalei Harris ar fi fost alta, cel mai probabil a guvernatorului Shapiro al Pennsylvaniei, dar acesta fiind pro-israelian, puternic pro-israelian, Kamala Harris nu a avut curaj să îl aleagă, pentru că electoratul, așa cum spuneam, care este puternic orientat spre aripa stânga a Partidului Democrat, ar fi riscat să fie demobilizat. Mai este încă o nuanță care trebuie introdusă și următoarele săptămâni ne vor arăta, dar mai ales alegerile din 5 noiembrie, dacă această predare nenaturală a ștafetei de către Biden nu va fi văzută de o parte a electoratului democrat ca un aranjament de culise, ca un aranjament al establishmentului. Nu uitați că o parte a Partidului Democrat este puternic antisistem, dar pe invers decât republicanii lui Trump. Una din vocile foarte importante este senatorul Bernie Sanders, puternicul contracandidat la alegerile primare din 2016, contracandidat al lui Hillary Clinton. Reușește Tim Walz să rupă din voturile republicanilor? Nu cred că reușește, dar cred că reușește să asigure partea ultra-progresistă a Partidului Democrat și o parte semnificativă a electoratului de stânga, aripa de stânga a Partidului Democrat. Marea problemă a acestei echipe de candidatură este faptul că unul dintre candidați, respectiv Kamala Harris, se află la putere, este in charge, cum spun ei, și a fiind la putere, nu poate face abstracție de interesele strategice americane. Deci, indiferent de viziunea diferită pe care o are față cu Israelul și mai ales cu premierul Benjamin Netanyahu, americanii sunt obligați să dea un mesaj clar de susținere în favoarea Israelului. Și este posibil ca această situație să, nu vreau să spun, să merg până acolo n-a spune că îi va fi fatală, dar să erodeze sensibil din pozițiile și din șansele echipei Harris-Walz. Da. Ce problemă de campanie are Donald Trump în momentul de față? Adică până acum într-o bătălie cu Joe Biden, mă rog, până acum, până să se retragă Joe Biden, problema vârstei, de exemplu, era la adresa lui Joe Biden. Acum brusc Donald Trump a devenit candidatul în vârstă. Poate fi un impediment pentru domnia sa? Pentru baza electorală a Partidului Republican, în niciun caz. Pentru electoratul moderat, cel care se află în statele cheie. Dar și aici am o observație. Noi când ne raportăm la șansele lui Donald Trump, noi trebuie să comparăm cotele de popularitate ale acestuia în 2016, în 2020 și în 2024. Orice observăm,
că în 2024 cota de popularitate a lui era 30 ceva la sută în 2016, 40 ceva la sută în 2020, acum este la ușor peste 50%. Deci avem un Donald Trump mai popular ca oricând. Ceea ce cred că acest lucru poate fi determinant și dilua mult discuțiile cu privire la vârsta lui Trump. De altfel, nici democrații nu insistă foarte mult asupra acestui lucru. De altfel, fiecare tabără colorează în culori apocaliptice ce s-ar întâmpla dacă ar fi, dacă ar ajunge celălalt la putere. Democrații spun că s-ar institui o dictatură cu nuanțe fasciste, de cealaltă parte că ar fi dictatura wokismului și o insecuritate perpetuă. Îl propune Donald Trump pe Elon Musk într-un minister, n-a spus ce, sau măcar un rol de consultant. Elon Musk, care, dacă ar fi să ne întoarcem la planul economic al Kamalei Harris, este printre principalii contestatari. Contestatari, beneficiar al măsurilor Inflation Reduction Act și de susținerea industriilor verzi. Acest lucru se află în programul Kamalei Harris. Dar spune Elon că va aduce foamete asupra Americii. Da, trebuie să separăm retorica de ceea ce se va întâmpla în realitate și programele, propunerile de campanie de ceea ce se va decide în cele din urmă. Știți foarte bine că în culori apocaliptice a fost văzută și prima președinție Trump în momentul în care a fost ales și lucrurile n-au arătat chiar atât de dramatic pe cât s-a spus. Deci, da, fără îndoială, Elon Musk este un susținător important al lui Trump, joacă un rol important în campania electorală și mai ales îi asigură un lucru important și anume faptul că pe zona online campania lui Trump se limita la rețeaua lui de socializare unde avea în jur de 5 milioane de urmăritori. Acum pe rețeaua X, revenirea lui marcată de celebrul interviu acordat lui Musk mută într-un fel campania pe această platformă care este net favorabilă și care numără sute de milioane de vizualiste urmăritori. Numai contul lui Elon Musk este urmărit de 197 de milioane de vizualizări, a lui Donald Trump 88 de milioane. Deci este o alegere strategică foarte importantă, pentru că mult se va derula și în online și în plus Musk este un mare donator al campaniei lui Trump. Bineînțeles că aceste donații, știți foarte bine, nu se fac numai altruist, se fac și în așteptarea unor beneficii, nu neapărat o poziție pentru Musk, cât favorizarea proiectelor sale industriale. Și ați văzut că Donald Trump, pragmatic, n-a mai atacat atât de mult automobilul electric produs de compania lui Elon Musk. Da. Mai ales vreau să vă spun, într-o campanie care bate record din 4 în 4 ani. Adică sunt convins că fiecare campanie electorală republicană, respectiv democrată, va sări cu mult de miliardul de dolari. Mm-hmm. Bun. Cine se sperie de Donald Trump? Pentru că și fiind un urmăritor al presei, e portretizat ca răul cel mai mare în partea noastră de lume aici în Europa și pare că se conturează un portret negativ în jurul său. Se conturează, dar acest personaj, să știți că a avut anumite intuiții și cred că e important să îi le recunoaștem. A recunoscut proiectul nefast Nord Stream 1 și 2. A recunoscut această și bineînțeles această dependență față de Federația Rusă, care se observă și vedem cât de greu ne desprindem, inclusiv acum la mai
merg, suntem în al treilea an de conflict, de război în Ucraina. În al doilea rând, a recunoscut foarte clar faptul că principalul competitor pentru Occident este China. Și a mai recunoscut încă ceva, sigur, într-o manieră mai brutală decât Obama a făcut-o, faptul că europenii nu cheltuie suficient pentru propria apărare. Deci, fără îndoială, la aceste culori sumbre în care a fost portretizat și, bineînțeles, continuă să fie, a fost și lipsa de chimie pe care a avut-o cu anumiți lideri europeni, în special cu Angela Merkel, și, bineînțeles, faptul că Donald Trump, vedeți, este exponentul electoratului evanghelist, neoconservator din Statele Unite ale Americii, prin urmare viziunea sa fiind promotor al unei anumite viziuni societale, diferită de ideologia care este, pe care doresc să o promoveze statele europene și în special Uniunea Europeană, atunci nu s-au putut găsi punți între cele două lumi. Apropierea sa față de Victor Orban și de toate mișcările conservatoare europene, bineînțeles, sunt văzute cu extremă ostilitate de mediile opuse. Bun. Este 2024 un an electoral în America care va da trendul sau poate va conduce la încheierea unor conflicte sau unor tensiuni, inclusiv pe plan extern de America? Îmi place această întrebare, pentru că eu cred că, asta o spun ca istoric și Neagu Giuvara, regretatul Neagu Giuvara, are o carte, teza lui de doctorat cu Raymond Aron, Civilizații și tipare istorice, eseu de istorie comparată a civilizațiilor, unde spune foarte clar că marea putere dominantă dintr-o arie civilizațională, respectiv Occidentul, impune normele. Deci radicalizarea societății americane a influențat Uniunea Europeană. Ceva mai târziu, vedeți că Franța a cunoscut cu 10 ani mai târziu momentul ei trumpist, vedeți ce se întâmplă în Marea Britanie, în Italia am avut două forțe ultraconservatoare care au ajuns la putere și au fost ultravalidate la alegerile europene. Urmează și Germania, a văzut o creștere extraordinară a AFD-ului. Deci mutațiile din societatea americană se vor regăsi, vor cuprinde mai devreme sau mai târziu întreg continentul european, întreaga arie civilizațională occidentală. Că vorbim de Europa, dar că vorbim de Australia și celelalte țări care se află în zona de influență americană din Asia de Sud-Est. Bun, vă mulțumesc, domnule Popescu, vă mai aștept la prima zi și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, noi ne pregătim, luăm o scurtă pauză și revenim la fix cu titlurile orei 14 și continuăm dezbaterile tot despre America. Vă aștept la fix. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, liderul PSD face anunțul pe care l-așteptau toți membrii și simpatizanții partidului. Marcel Ciolacu își anunță candidatura la alegerile prezidențiale prin intermediul unui mesaj video filmat alături de mai mulți membri ai PSD la sediul partidului. Anunțul vine cu 4 zile înainte de congresul PSD, în care va fi ales noul președinte al formațiunii și va fi validat candidatul la alegerile pentru cea mai înaltă funcție în stat. În același timp, Marcel Ciolacu a lansat platforma Program de Dezvoltare a țării, intitulat România Dorită. Este momentul ca prioritățile reale ale românilor să se reflecte în acest plan, pe baza căruia să administreze țara în următorii 4 ani. Cu cât vor fi mai multe mesaje și soluții, cu atât mai bun și legitim va fi acest plan pentru România, spune prim-ministrul. Subiectul recalculării pensiilor este departe de a fi epuizat.
Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu le recomandă celor nemulțumiți de rezultatul recalculării pensiilor să se adreseze caselor teritoriale de pensii pentru verificări. Ea a explicat cum cei în cauză pot face chiar ei verificarea deciziei de recalculare, folosindu-se de cea mai recentă decizie de pensionare pe care o au și de datele privind vechimea în muncă. Luna august vine cu prețuri majorate la gaze pentru toți românii. Consumatorii de gaze urmează să achite de luna aceasta noile prețuri la gaze, care conțin tarifele de distribuție majorate cu peste 24%, așa cum au fost aprobate de ANRE pentru cel mai mare operator de distribuție gaze naturale din România, conform Asociației Energia Inteligentă. În ultimii 3 ani am avut o dublare a tarifului de distribuție pentru acest operator, ceea ce s-a reflectat și în prețul achitat de consumatorii finali. Rămânem în domeniul energiei. Piața spot de energie din România, pe care se tranzacționează o cantitate echivalentă cu circa 40% din consumul intern, a fost de departe cea mai scumpă din Uniunea Europeană în trimestrul al treilea din 2024. Prețul mediu al energiei tranzacționate pe platforma operată de Opcom este de circa 136 de euro pe megawattoră. Vorbim despre un tarif de aproape 3 ori mai ridicat decât cel înregistrat în Franța, relevă analiza Profit.ro. Mai mult, producția internă de energie primară a scăzut cu 5,6% la 8,5 milioane tone echivalent petrol, iar importul a crescut cu 0,5%. Acord de pace între cele mai mari două economii la nivel mondial, SUA și China, au semnat acorduri de cooperare în materie de stabilitate financiară, potrivit unui raport al Băncii Populare de la Beijing, citat de CNBC. Acordul a fost convenit la o întâlnire a grupului de lucru financiar SUA-China la Shanghai. Subiectele discutate au inclus piețele de capital, plățile transfrontaliere și politica monetară a celor două țări. Spectacol și emoții la Convenția Națională Democrată din Chicago. Președintele Joe Biden a primit ovații când a urcat pe scenă. Liderul de la Casa Albă a fost prezentat de fiica sa, Ashley, care a vorbit după prima doamnă, după Jill Biden. El a vorbit despre 4 ani de progres, despre violențele din America, dar și despre Donald Trump, pe care l-a numit ratat. Criminalitatea violentă a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, iar criminalitatea va continua să scadă atunci când vom pune un procuror în biroul oval în locul unui infractor condamnat, și-a continuat Biden atacul la candidatul republicanilor Donald Trump. Rămânem la lupta pentru Casa Albă. Fostul președinte american Donald Trump a declarat că este gata să-i ofere un post ministerial sau un rol consultativ lui Elon Musk dacă va câștiga alegerile prezidențiale. Cu toate acestea, candidatul republicanilor nu a precizat ce portofoliu ar vedea potrivit pentru miliardar. Pe de altă parte, mai multe agenții, printre care FBI, acuză Iranul de faptul că se află în spatele unor tentative de piraterie informatică vizând campaniile Kamalei Harris și a lui Donald Trump. Continuăm cu sport. Steaua și Reșița se înfruntă de la ora 19. Meciul va fi transmis în direct la Prima Sport 1 și pe primaplay.ro. De asemenea, toate fazele importante din meci vor putea fi urmărite pe site-ul primasport.ro în format live video. La tenis, Jannik Sinner, numărul 1 mondial, și-a respectat statutul și a câștigat masterul de la Cincinnati. Italianul l-a învins în finală pe americanul Francis Tiafoe, locul 20 ATP, scor 7-6, 6-2. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Cea mai mare parte a țării se află și astăzi sub incidența unui cod galben de caniculă. În plus, Bucureștiul și 14 județe din Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Maramureș și Moldova sunt sub cod portocaliu. Pentru județele Bihor și Arad a fost emis o avertizare cod roșu. Continuăm discuțiile despre bătălia electorală pentru funcția celui mai important om de pe planetă, bătălia electorală americană, evident, despre este vorba. Cu o întrebare și în această oră pentru dumneavoastră și de acasă, Donald Trump reprezintă un atac la democrația americană, așa cum îl descrie Joe Biden? O să dezbatem acest subiect și continuăm discuțiile despre planul economic al Kamalei Harris în minutele următoare. Vă aștept după pauză. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct. L-avem pe analistul economic Adrian Negrescu alături de noi. Mulțumesc că ați acceptat invitația.
Bună ziua, bine v-am găsit. Și pe analistul de politică externă, Alexandru Lăzescu, mulțumesc de asemenea că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Haideți, domnule Negrescu, să începem cu planul Simion al Kamalei Harris. E un joc așa de cuvinte. Pare un plan economic luat la Indigo, așa, după planul Simion. Case ieftine pentru americani, cu subvenții de stat de 25 de mii de dolari. Bine, aici ar mai fi niște lucruri de adăugat și aici o să-l rog, după ce comentați dumneavoastră din punct de vedere economic, pe domnul Negrescu, pe domnul Lăzescu să ne spună din punct de vedere politic și din punct de vedere mediatic cum se împart taberele după publicarea acestui plan economic. Dar haideți să începem cu partea economică a subiectului. Vă rog, domnule Negrescu. Deci, în primul rând, e doar o subvenție acordată de statul american pentru a-ți permite, practic, să faci rost de avans pentru a-ți cumpăra o casă. Gândiți-vă că în America casele costă de cel puțin 8, dacă nu chiar 10 ori mai mult decât în România. Adică acolo o casă costă de pe la 300.000 de dolari în sus, dacă vrei, într-adevăr, să ai o casă cât de cât decentă. Da, poți să-ți cumperi o casă dintre aceea cu o singură cameră, un fel de garsonieră, dar și pe aia o găsești pe la 140-150.000 de dolari. Sunt foarte scumpe casele în Statele Unite, așa încât această subvenție de 25.000 de dolari este un ajutor minuscul, ca să zic așa, raportat la dimensiunea problemei din Statele Unite. De ce face Kamala Harris chestia asta? Pentru că, într-adevăr, și-au dat și ei seama că principalul motor al economiei americane, care este și la ei, industria construcțiilor, începe să dea rateuri, pentru că oamenii nu mai au bani, se cătuiesc de inflație, nu se mai duc la bancă să ia credite, să-și cumpere case, iar din această perspectivă, întregul ansamblu de economic creat de industria construcțiilor, pentru că gândiți-vă că sunt o grămadă de industrii conexe, de la industria mobilei, la industria serviciilor, sunt tot felul de lucruri care contează, electrocasnice, electronice, da? Tot ce ai nevoie pentru casă, toate astea sunt afectate de această scădere semnificativă a vânzărilor din această perioadă. Da, e un impuls, ei își permit să facă chestia asta, spre deosebire de noi, ei tipăresc monedă și ăsta este cel mai important lucru. Ei pot crea din pix, ca să zic așa, prin Rezerva Federală, niște zeci de miliarde de dolari din care, practic, să subvenționeze, să creeze acest amplu program de construcție de locuințe. Da? Ei, noi nu avem acest lux, nu ne permitem să facem chestia asta. Chiar dacă Banca Națională s-a apucat să tipărească în momentul de față moneda, așa, adică lei pe bandă rulantă, la ce inflație avem în România, n-am făcut altceva decât să prăbușim, practic, economia românească. Ei își permit pentru că exportă inflația. Gândiți-vă că mare parte din dolarii ăștia pe care ei produc și au produs, atenție, numai în pandemie au produs 6 trilioane de dolari, banii ăștia merg mai departe către alte țări, pentru că să nu uităm, principalele resurse ale lumii sunt în continuare vândute în dolari. Deci își permit să facă chestia asta. Comparația din punct de vedere economic cu ce își dorește domnul Simion este cel puțin neavenită. E o idee de a susține, ideea rămâne de a susține sectorul construcțiilor, dar perspectivele sunt total diferite. Dacă și noi am fi dorit într-adevăr să mergem pe ideea americană, cred că statul ar putea să facă chestia asta prin reducerea taxelor pentru achiziția, pentru construcția de locuințe. Noi să nu uităm, de la 1 ianuarie am crescut TVA-ul la locuințele noi, de la 5 la 9% pentru locuințele de până în 140.000 de euro și deja aplicăm 19% pentru tot ce înseamnă tranzacție de peste 140.000 de euro. Dacă îți mai găsești apartamente sub 140.000 de euro cu 2-3 camere, este un mare semn de întrebare. Mai mult decât atât, am eliminat tot ce înseamnă facilități, aproape toate din sectorul construcțiilor și în loc să stimulăm practic această industrie extrem de importantă pentru România, noi practic îi dăm lovituri din ce în ce mai puternice de a ajuns tranzacțiile imobiliare să fie la nivelul de acum 10 ani, adică s-au prăbușit, din păcate, multe tranzacții imobiliare, multe firme de construcții. Spuneam eu într-un studiu la raportat recent că 60% dintre dezvoltatorii imobiliari se află practic în pragul insolvenței, pentru că, din păcate, nu mai sunt clienți. Ei, din această perspectivă, da, e nevoie de un ajutor al statului român, dar din prisma ieftinirii creditelor și mai ales al scăderii taxelor care afectează puternic acest sector. Bun, dar ce impact ar avea un astfel de plan? Pentru că au fost analiști economici care calculaseră un impact destul de mare pentru planul Kamalei Harris, nu știu, câteva mii de miliarde.
N-am văzut încă în detaliu acest plan, nici Kamala Harris nu l-a prezentat în detaliu concret cam câți beneficiari ar fi, cum vor fi practic folosiți acești bani. Știm doar că vor fi acordați doar pentru cei care vor să-și cumpere o casă și au nevoie de acel avans pe care trebuie să-l plătească din perspectiva achiziției în rate a celor locuințe. Probabil vor fi niște criterii extrem de puternice și extrem de bine definite legate de acordarea acestei subvenții, pentru că nu că se vă dau oricui, cum s-a întâmplat în pandemia. Atenție, li s-au dat cecuri de $2,000 în pandemie tuturor, fără absolut niciun fel de problemă. Și oamenii le-au primit și după aceea au umflat bursa până la cer. Nu, se va întâmpla, aceste ajutoare probabil vor fi acordate doar pentru cei eligibili, cei care au într-adevăr posibilitatea de a plăti un credit de 200-300 de mii de dolari sau poate chiar mai puțin, da? Dar și pentru care acest ajutor guvernamental, acest sprijin va fi extrem de important din punctul meu de vedere. Nu pentru toată lumea. Nu e ca și cum avea un salariu de $2,000, $3,000 și vine statul îți dă $25,000 și cu banii ia-ți cumperi casă. Niciun caz nu e vorba de așa ceva. Totul, la ei, condițiile de creditare sunt de asemenea extrem de bine definite. Nu e ușor să-ți cumpere o casă în America, dar cred că, până la urmă, e doar un plan așa aspirațional. Nu știu în ce măsură va deveni realitate după alegeri, pentru că și America se confruntă cu numeroase probleme economice, au și ei un deficit uriaș. Chiar dacă tipăresc monedă, problemele economice se accentuează și la ea, că a scăzut consumul foarte mult, au evitat la mustață recesiunea, așa că au nevoie de programe de genul ăsta, de susținere și de impulsionare a economiei. Și noi avem nevoie de așa ceva, nu de creșteri de taxe, cum din păcate ni se propun sau ni se anunță pentru anii următori. Da, dacă ne uităm așa pe ce a prezentat Kamala Harris din acest plan, sunt mulți analiști economici care îl numesc sau îl văd cu o mare tentă comunistă, așa l-au descris mulți analiști. Neapărat socială, cred că aș spune. Socială, poate chiar puțin și socialistă, pentru că se știa că Kamala Harris e un activist în zona asta și cred că domnul Lăzescu știe, ne poate explica mai bine care este poziția sa din punct de vedere politic. Da? Dar, într-adevăr, pe zona economică, șansa Americii e să repornească motoarele importante. Industria auto, industria construcțiilor, extracția de petrol, extracția de gaze și consumul, mai ales consumul, care este principalul motor al economiei americane. Iar acest lucru nu-l poți face decât prin reducere de taxe și stimulente ample ale statului pentru a, practic, a-i face pe oameni să cumpere, să se gândească mai mult la viitor, să achiziționeze mașini, să achiziționeze case, să achiziționeze tot ce e nevoie pentru viața lor de zi cu zi. Altfel, toată lumea va sta cu va sta așa în expectativă, va aștepta să vină vremuri mai bune și între timp economia, din păcate, se va duce în recesiune. Și pentru americani să te duci în recesiune e o problemă majoră, pentru că gândiți-vă că la ei evoluțiile economice sunt mult mai dinamice decât în România. Noi avem o economie foarte mică. Noi, dacă intrăm acum în recesiune, nu e mare chestie. Eu se schimbă cu foarte mult realitatea economică. Dar la ei influențează foarte mult percepția investitorilor, piața de capital, modul în care practic se desfășoară business-ul acolo, sentimentul investitorilor, între ghilimele, contează foarte mult în Statele Unite, mai mult decât la noi. La noi e aproape nebăgat în seamă din perspectiva deciziilor administrative. Bun. Vă rog, domnule Lăzescu, cum se împart taberele după anunțurile Kamalei Harris? Deci, sigur că domnul Negreanu are dreptate că cât e de importantă industria aceasta imobiliară, construcție, pe orizontală are un impact important peste tot. Am părerea mea că nu e de fapt un plan economic, e retorică de campanie, dovadă că în general toate acele politici... Kamala Harris n-a spus nimic, practic, de aproape, de peste 3 săptămâni, n-a dat niciun interviu, a citit de pe teleprompter pe la diferite... Înțeleg că refuză, că refuză să facă conferințele. Da, sigur, refuză și, dacă vreți, e interesant. Ea e foarte aproape de Bernie Sanders, unii spun chiar că e mai spre stânga decât Bernie Sanders. Gândiți-vă că... general, conducerea Partidului Democrat a sprijinit-o pe Hillary și după aceea pe Biden, tocmai ca să-l împingă sau cum să-l blocheze pe Bernie Sanders. Și acum s-a trezit cu Kamala Harris datorită împrejurărilor. Acum, deci, practic, și într-un fel e interesant că acest plan, mai ales chestiuni legate de controlul prețurilor și alte lucruri,
au fost criticate chiar în, hai să zicem, în mass media de casă a democrației, adică în MSNBC, în Washington Post, în New York Times. Deci știți că acolo mass media e cu arme și bagaje. Vorbesc marea majoritate, sigur, Fox, Wall Street Journal e cumva echilibrat, Fox e în partea republicană, dar în general grosul, marea parte a mediei, e de partea democrată. Și dacă a ajuns planul ei să fie criticat acolo, s-a făcut comparații cu apropo de prețuri, cu Uniunea Sovietică, cu Venezuela, adică lucrurile practic au surprins și a fost un fel de inițiativă care nu sună bine și care sigur a ridicat cumva la fileu mingea republicanilor. Acum, pe de altă parte, este chiar un editorial care punctează foarte bine, nu neapărat ce a spus Kamala Harris, dar platforma Partidului Democrat, care are vreo 90 și ceva de pagini și care e făcută cumva înainte de a ieși Biden din cursă și care, în esență, firul roșu este un rol tot mai crescut al statului. Altfel, apropo și de taxe, Kamala Harris vrea să crească de la 21% impozitul pe profit la 28%. Deja Statele Unite, în China e 25%. Deci, deja Statele Unite au un nivel foarte ridicat, deci, în ceea ce privește taxarea. E clar că e tipul acesta de viziune, hai să-i spunem socialistă, nu comunistă neapărat, socialistă, în care rolul statul trebuie să facă una, să facă alta, să intre în tot felul de lucruri. Problema e că, sigur că americanii au acest privilegiu, cu totul special, cum cred că, nu mai știu cine spunea, cred că Mitterrand, au acest privilegiu că pot tipări monedă, că și, mă rog, sigur, monedă și toate emisiile astea care sunt cumpărate de restul, sunt suportate de restul lumii. Numai că au ajuns într-adevăr la 35 de trilioane deficit, deja exercițiul datoriei e undeva în jur de un trilion, deci a depășit bugetul apărării, ceea ce din start e un semnal de alarmă. Când ajungi ca să plătești mai mult pe dobânzi decât pe o componentă importantă a bugetului, care este bugetul apărării, e un deficit major, permanent, care este instituit la nivelul bugetului federal an de an. E adevărat că nici sigur, Donald Trump vorbește, el vrea să gestioneze problema asta deficit, care e destul de puțin abordată, pentru că nu e popular ca să umbli la deficit, ca și în România. Dacă vrei, și noi avem problema asta, nu? Slavă Domnului, adică, mă rog, ne lovim de ea, dar și noi avem problema asta. Americanii au ajuns la 7% deficit, ceea ce e foarte mult. Chiar dacă ai, cum spuneam, acest privilegiu că poți emite monedă. Și, dar e nesustenabil, adică pe termen lung, numai că e foarte complicat. Ca să faci ceva în ceea ce privește bugetul, mai ales după dezechilibrul ăsta, cum spunea și domnul Negrescu, de felul în care s-au aruncat așa, era și o sintagmă, bani din elicopter. S-au aruncat bani din elicopter în piață, în perioada pandemiei și o parte au și fost furați, mă rog, apart, sunt tot felul de procese, de investigații, dar în mod inutil, adică până la un punct poate exista o justificare. După aceea, practic, s-a exagerat, deci americanii au o problemă. E adevărat că, cu excepția remarcabilă a lui Nikki Haley, care, sigur, a pierdut cursa cu Trump, niciunul dintre actorii importanți, candidați. Sigur, candidați au fost doar la Republican, că dincolo a fost Biden și, mă rog, după aia a fost trecerea asta către Kamala. Dar niciunul n-a abordat și nu abordează problema explozivă totuși a deficitului. Pentru că asta înseamnă să te legi de lucruri foarte complicate, de Medicare, de exemplu, sau de în general, de partea asta de cheltuieli, de zona asta de social welfare. Și asta e, din punct de vedere politic, e complicat până când se va ajunge, și asta mă întreb ce se va întâmpla și la noi. Că la noi facem așa, deci fac o paralelă că mi se pare potrivit. Vrem, am auzit vorbindu-se că vor să scadă cu vreo 5 miliarde de lei
cheltuielile, dar avem recalcularea pensiilor vreo 25 de miliarde, dacă nu mai mult. Adică e clar că e nesustenabil. Acum, dacă ne întoarcem, apropo de politicile economice, ele vor fi în dezbatere. Adevărat că campania Kamala Harris practic a fost construită în așa fel încât chestiunile complicate din trecut, de exemplu, sprijinul pentru politici radicale din zona asta, de politici climatice, Green New Deal, sau cu fracking-ul, adică cu exploatarea gazelor de șist, care e extrem de nepopular în Pennsylvania, a încercat să se dezică de ele. Sigur că republicanii vor avea grijă să o citeze și să transmită mesaje publicitare, dar a încercat cumva și, sigur, în principal legat de imigrație. Și aici, ca să mă întorc la problema caselor, ca și în Marea Britanie sau în alte părți din Europa, dar în Marea Britanie e o chestiune importantă, prețul caselor între altele a crescut, pentru că atunci când în Marea Britanie vin aproape 1 milion de oameni în fiecare an, ultimul an au intrat 1 milion de oameni pe migrație. Parte ilegală, dar parte și legală. În Statele Unite au intrat în perioada, nu prea se știe exact, dar oricum sunt 10, 12, 15 milioane de oameni care au intrat prin granița de sud. Automat există o presiune pe piața caselor, iar mulți analiști povesteau că dacă vrei să dai 25.000 de această subvenție, da, pentru down payment, cum ar veni pentru achiziția unei case, ceea ce vor face cei care dezvoltatori, vor mări prețul caselor cu 25.000. Adică, știți cum, la fel ca și controlul prețurilor. Am văzut chiar acum o reacție din partea industriei asta alimentară, groceries, cum se cheamă. Bun, și ei spun că și așa marja lor de profit e undeva 1,6-1,8%. Deci ideea că s-ar putea face ceva, ce se poate să faci? Nu poți să faci decât să ajungi la penurie, la... Prețurile au crescut, sigur că a crescut energia, s-au dus toate lucrurile astea. Acum, cum se va desfășura, interesant, apropo de convenție, că am avut discursul previzibil, ea e o bună vorbitoare, a Alexandru Ocasio-Cortez, care, sigur, a mers pe acest tip de politici de... sprijinite și promovate și de Bernie Sanders, am avut-o pe Hillary Clinton. În general, discursul democrat nu prea se duce la politici. El vorbește despre libertate, despre democrație, despre viitor și e foarte interesant și mulți critică chestiunea asta. Spun, bun, dar discută ca și când Kamala Harris ar vorbi despre viitorul mandate, ca și când ea n-ar fi fost în timp de 3 ani și jumătate în mandatul Biden-Harris. Deci, n-ai cum să te dezici de ce s-a întâmplat acum. Din doare, mă sigur că inflația nu a fost datorită acelor bani de care vorbim, dar bun, și pandemia, probabil și dacă ar fi rămas Trump, tot ar fi fost o inflație, ar fi fost un impact. Dar cert este că au acest tip de creșteri de prețuri masive și totdeauna economia și în cazul ăsta migrația sunt probleme majore în orice alegeri. Știți cum, tradițional, asta e peste tot, nu? Lumea se uită la buzunar și în cazul ăsta se uită la partea de migrație dintr-un motiv foarte simplu, pentru că, pe de o parte, migrația asta masivă e la fel ca în Marea Britanie, nu face decât să tragă în jos. Pentru că e clar că îți vin oameni care acceptă să muncească pe salarii mai mici, pe venituri mai mici. Pe de altă parte, cum am spus, au impact asupra prețului caselor și, dincolo de chestiunea asta, e problema creată pe străzi, pentru că sunt mulți veniți, sunt violențe, sunt permanențe, raportează, nu știu, violuri, crime... Deci e un impact și din acest punct de vedere și de aceea e o problemă, cam 70% dintre americani sunt foarte nemulțumiți de asta și de aceea se face un efort special ca să cumva să tempereze criticile sau să încerce cumva să le trimită în plan secund criticile la Kamala Harris, pentru că ea a fost desemnată de Biden chiar la începutul mandatului să se ocupe de partea de migrație și asta acum e un... Mă rog, e o târnă foarte greu în discurs. Să vedem.
totdeauna, ca să închei intervenția, totdeauna o convenție în general mai ridică puțin cifrele candidatului partidului care are convenția. E adevărat că există și aici mari dispute legate de sondaje. E o discuție întreagă, e de văzut cât sunt ele de adevărate. Dar, mă rog, asta e situația în care suntem în acest moment. Vă rog, domnule Negrescu. Cred că Kamala Harris încearcă să le dea oamenilor speranțe prin astfel de proiecte, le dă ideea că le dă soluție, mai ales imigranților și acelor categorii defavorizate, între ghilimele, din Statele Unite, hispanicii, da, negri, oamenii care au venit din alte țări și care, într-adevăr, au mari probleme să-și găsească o locuință, să găsească o chirie mai bună, iar acest program este într-un fel un fel de rază de speranță. Poate ne vom califica și noi, odată ce va ieși Kamala președinte, ne vom califica într-un program de genul ăsta guvernamental să ne luăm o casă, să avem cât de cât puțină stabilitate. Cred că despre asta este vorba, mai ales că domnul Ozescu a subliniat foarte bine această presiune din ce în ce mai puternică pe zona imobiliară din Statele Unite. E foarte greu să mai găsești o casă la o chirie cât de cât modică, pe care să ți-o permiți, pentru că gândiți-vă, cei mai mulți imigranți sunt oameni de o calificare destul de limitată. Sunt oameni care lucrează în servicii, în restaurante, în zona de salubrizare, în tot felul de joburi care au un nivel salarial foarte redus. Pentru ei să-și cumpere o casă e o adevărată aventură, e o misiune aproape imposibilă. Motiv pentru care astfel de programe le creează, practic, o idee, o speranță, o dorință de a crea, de a rămâne în Statele Unite și de a-și crea o familie, de a investi practic în economia americană. Hey, într-un fel sau altul, ne vom aștepta probabil în perioada următoare la astfel de proiecte, probabil și contracandidatul său, domnul Trump, va veni și el cu astfel de idei, va găsi soluții, pentru că nu poți neapărat să mergi numai pe ideea că hai să dăm afară imigranții din țară, hai să închidem granițele, totul numai pentru americani și astfel de politici, care în condițiile în care electoratul s-a diversificat foarte mult în Statele Unite, e o misiune destul de riscantă să vorbești numai despre America americanilor, ca să zic așa. Hey, motiv pentru care probabil și Trump va veni cu o contraofertă la acest program, mai mult pe vorbe, da, anunțat de Kamala Harris. Rămâne ca în urmările următoare până la alegeri să vedem dacă există ceva concret și dincolo de acest lucru să nu uităm că inclusiv Barack Obama a avut tot fel de proiecte fanteziste foarte interesante din punct de vedere economic, care au fost abandonate pe parcursul mandatelor sale pentru că nu s-au dovedit viabile atât pentru partea guvernamentală, cât mai ales pentru oamenii de afaceri care au ținut campania și care au practic dictează politicile economice într-un fel sau altul, atât ale democraților cât și ale oamenilor lui Trump. Așa că să nu ne facem mari speranțe, cum nu ne facem mari speranțe nici în ceea ce privește programul domnului Simion. Chiar dacă va ajunge președintele României, va fi extrem de dificil să construiască un astfel de program de imobiliar cu locuințe de 35.000 de euro, cu ajutoare din partea statului. O misiune aproape imposibilă în condițiile în care imobiliarele se scumpesc din ce în ce mai mult. Materialele de construcții, vedem, au o creștere semnificativă în materie de prețuri. Adică nu e atât de ușor să pleci pe astfel de premize, pentru că prețurile nu stau în loc, cum și-ar dori politicienii, impotrivă continuă să crească. Iar în România avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană de la începutul anului și până în prezent. Domnule Lăzescu, pe finalul discuției, cum a ajuns la un nivel atât de scăzut dezbaterea în Statele Unite? Adică de la dezbateri pe proiecte, pe viitorul Americii, pe viitorul relațiilor internaționale, cei doi contracandidați lansează doar jigniri. Donald Trump cu IQ scăzut al Kamalei Harris, tabăra Kamala Harris prin diferite voci ale Partidului Democrat, îl numesc ratat, infractor sau în alte feluri. A murit dezbaterea în Statele Unite? Nu doar în Statele Unite, în general în spațiul occidental, dezbaterea e foarte jos. Și există, sigur, cineva făcea o analiză foarte interesantă. În general se discută, adică nu se discută chestiunile fundamentale. Chestiunea imigrației, ce vorbeam în Marea Britanie, sau reacția fermierilor față de politicile riscante climatice și alte lucruri de genul ăsta. Se discută, în general, cum să spun,
se epuizează discuția sau se rămâne doar la primul stadiu, că sunt populiști, că sunt extremiști, că sigur, că manipulează. Eu sunt perfect de acord că multe din soluțiile vehiculate de populiști și din Europa și, mă rog, și cele poate și din America, deși acolo e o discuție ușor separată, nu sunt neapărat realiste, dar ei exploatează niște nemulțumiri reale și dacă nu te duci să rezolvi nemulțumirile reale, cum s-a întâmplat în Marea Britanie, adică acel tip de reacție din stradă, care sigur a avut și o parte violentă, dar în spate există niște nemulțumiri reale care nu dispar. Și din păcate, cred că există mai multe instituții, dacă vreți, inclusiv partea de comunicare. Faptul că, știți, până să zicem 10-15 ani, hai să zicem, în urmă, în general, comunicarea într-o societate era făcută prin mass media tradiționale. Televiziune, ziare era oarecum mai securizată, dacă vreți. Adică mesajele. Acum, rețelele sociale, pe de o parte, ceea ce a permis, a făcut ca spațiul ăsta să poată fi exploatat foarte ușor. Și acum ajungem iar în altă problemă. Fie apare, e adevărat că se face dezinformare și poate exista o problemă, dar și tipul ăsta de reacție în care vrei să blochezi, cum s-a întâmplat și în timpul pandemiei, discuțiile legitime, practic nici asta nu e o soluție. Adică autoritățile nemulțumite că circulă astfel de mesaje, încearcă să le blocheze și pe cele care n-ar trebui să fie blocate. Deci cred că odată, mi-e greu să spun dacă acest cadru schimbat, inclusiv cel legat de comunicare, a creat lideri din aceștia dezamăgitori, ca să nu folosesc alt termen. Pentru că până la urmă, uitați-vă în Europa, avem oameni de stat, mai avem oameni de stat, cum am avut totuși la un moment. N-avem aproape nicăieri. Adică sunt oameni care se uită la sondaje, reacționează, fac mulți oportuniști, încearcă să se acopere cu tot felul de lucruri și atunci și dezbaterea se duce foarte jos. Și într-adevăr, aveți dreptate, dezbaterea și în Statele Unite a ajuns. Ea, de fapt, și aici mă uitam, republicanii au un avantaj major dacă, și aici de asta este criticat, de exemplu, Trump acum, că ajunge să intre în zona asta de atacuri care poate unele sunt justificate la adresa Kamala Harris, dar de fapt ei au un avantaj dacă se duc la nivelul politicilor. Au un avantaj în două puncte de vedere. În primul rând că politicile astea de stângă, Partidul Democrat s-a dus tot mai mult în stângă. Asta e o realitate. Nu mai e Partidul Democrat de acum 15-20 de ani. Nu e Partidul lui Clinton. Gândiți-vă că în perioada lui Bill Clinton, Statele Unite e ultima oară când a avut un buget echilibrat. Deci, practic, nu mai e partidul acela, care era moderat, avea, sigur, avea și programe sociale, dar avea o abordare modernă. Nu, e un partid care este tot mai mult în stângă. Și în partea asta, în zona republicană, ar avea un avantaj, mai ales că vin toată mandatul Biden-Harris, să zicem că acum se pune și Harris acolo că e candidat, că e candidată la în alegeri, mandatul acesta practic e cel care e la guvernare, deci e mai ușor să-l ataci din partea cealaltă. Numai că, sigur, depinde, mulți îl critică, sau, mă rog, chiar cei din zona lui apropiată, îi spun lui Trump că trebuie să se concentreze pe politici, aici, pe imigrație, pe economie, pe zona asta, unde are un avantaj față de discursul ăsta general, frumos, așa, dar care nu prea mai are impact. Între altele, pentru că mass media tradiționale s-au dus la 32% percepție, credibilitate. Bun, vă mulțumesc, domnule Lăzescu, și dumneavoastră, domnule Negrescu, pentru intervenții și pentru analize. Domnilor, atât pentru astăzi. Ne dăm întâlnire mâine la ora 12 aici la Prima News. Rămâneți cu bine, zi frumoasă!